Dintre scrierile biblice vechi testamentare, Psaltirea este în mod cert cea mai populară. Ea a rămas ceea ce a fost de la început, o carte a sufletelor credincioșilor. Mântuitorul însuși a vorbit despre ea ca despre o scriere reprezentativă, atunci când, adresându-se apostolilor după înviere, le-a adus aminte că se cuvenea să împlinească toate cele scrise despre el în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Psalmii reprezintă o parte a Bibliei constituită din 150 de poeme în proză. Conținutul lor este de rugăciune și cântare. Niciodată această scriere n-a încetat să se afle în centrul preocupărilor celor dornici de pocăință și mântuire. Interesul prioritar de care s-a bucurat permanent este determinat de bogăția și, în egală măsură, de frumusețea cuprinsului ei. Sfântul Vasile cel Mare evidențiază aceste alese calități care caracterizează Psaltirea când scrie în comentariul său la Psalmi următoarele. Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor din toate. Ea profetizează cele viitoare, face aluzii istorice, dă legi pentru viață, arată ce trebuie să facem și, ca să spunem într-un singur cuvânt, este o adevărată comoară de învățături bune, punând la îndemâna fiecăruia, după sârguința lui, tot ceea ce îi este de folos. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. Cu aceasta, părinții de demult făceau minuni și alungau duhurile rele din oameni. Psaltirea unită cu postul și smerenia sunt cele mai puternice arme împotriva diavolilor. Cu acestea, sfinții izgoneau diavolii din lume și coborau pe îngeri pe pământ. Cu cântarea psalmilor își întăreau sufletele și martirii în mijlocul suferințelor și batjocurilor la care erau supuși. Deci nu este de mirare că primii creștini, ca și cei din secolele următoare, aveau Psaltirea nu numai în memorie, ci și pe buze, rostind-o permanent când se dedicau ocupațiilor zilnice. Psalmii grupați în catisme sau luați în parte sunt prezenți în toate slujbele bisericești. Așa se face că auzim de mai multe ori, la aceeași slujbă la care participăm, expresii, cuvinte și stihuri deosebit de frumoase, fără să ne dăm seama întotdeauna care le este proveniența. Cele mai multe sunt luate din psalmi. Cuprinsul psalmilor este variat. Este imposibil să facem o clasificare logică a psalmilor după cuprinsul lor. Totuși, ținând cont de ideea principală din fiecare psalm, putem încerca o clasificare aproximativă. Astfel, sunt psalmi dogmatici sau de adorare, de cuprins moral, de mulțumire pentru scăparea din necazuri și strâmtorări, de pocăință, istorici, liturgici, mesianici, psalmii treptelor sau cântarea treptelor și psalmii cu efecte terapeutice. Astăzi vom vorbi despre psalmii cu efecte terapeutice vindecătoare. Citirea consecventă a unor psalmi îmbunătățește climatul psihic, făcându-l favorabil restabilirii sănătății. Un psalm va fi citit cel puțin 7 zile la rând. Citirea lui se face într-o stare de destindere, de liniște lăuntrică, cu uitare de sine, trăind profund fiecare cuvânt. Psalmii însănătoșirii sunt psalmii 22 și 102. Psalmul 22, în unele Biblii este numerotat ca psalmul 23, începe cu versetele: Domnul mă paște și nimic nu mă va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit. La apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns-ai cu un de lemn capul meu, și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Acest psalm se citește pentru orice fel de potignire maladivă, psihică sau somatică.
este un psalm al însănătoșirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu doar în sugestie, ci în activarea arhetipului tatălui protector și dătător de viață. Tatăl care biruiește valea umbrei morții, stimulând resursele vieții, neutralizând potrivnicii sau tăietorii vieții. Psalmul acesta este construit în întregime pe simbolul salvării, începând cu salvarea fizică, hrană, apă, continuând cu cea energetică, sufletul meu l-a întors, și terminând cu cea pontificală, ca să locuiesc în casa Domnului. Efectul medical și atitudinea mentală imunogenă decurg din identitatea cu realitatea Duhului. Psalmul 102 conține sugestii puternice care creează un bine mental, condiția restabilirii sănătății. Pacientul este întărit în redescoperirea legii revelate. Este prin excelență un psalm al regenerării, al întineririi. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți pofta ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de el. Că el a cunoscut zidirea noastră, a dus-uși aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui, peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul, toți îngerii lui, cei tari la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul, toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul, toate lucrările lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Psalmii profilactici sunt psalmii 6 și 38. Psalmul 6 este un psalm care evidențiază relația între păcat și boală. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este întru moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad cine te va lăuda pe Tine? Ostenit am întru suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-sa de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele, a auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit.
să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Psalmul 6 nu lasă păcatul să se încuibe până ajunge boală, ci îl stopează. Trebuie spus că boala nu este o pedeapsă pentru păcat, ci o oprire de la păcat. Nu concepem un Dumnezeu pedepsitor. El a implantat în om, în fiecare celulă a corpului omenesc, legea sa. Când legea este încălcată sau contrazisă, se manifestă durerea și boala nu într-o pedeapsă, ci într-o restabilire a legii. Psalmul 38 este un psalm care ne trezește pulsiunile morții prin luarea la cunoștință a condiției noastre de trecători, de pelerini pe acest pământ. Zisam, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusam gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântatul sa inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea. Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu, ca să știu ce-mi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum, cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul? Și statul meu de la tine este. De toate fără de legile mele, izbăvește-mă. Ocară celui fără de minte, nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că tu ești cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile tale. De tăria mâinii tale eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o. Lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. În acest psalm este conținut și mesajul din Ecleziast. Toate sunt zadarnice, numai poruncile lui Dumnezeu dau sens în acest univers. Amintirea morții nu naște tristețe, ci o valorizare corectă a vieții. Psalmii penitenței sau ai purificării sunt psalmii 21, 31, 50 și 141. Însănătoșirea presupune două etape, arderea negativității ancestrale și restabilirea comunității cu armonia divină. Psalmul 21 începe așa. Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Știm că Iisus pe cruce făcea rugăciunea sa rostind acest psalm. Nu este vorba deci de o poticnire sau o deznădejde a sa, ci de penitență pentru neamul omenesc. În acest psalm se spune: Străpunsau mâinile mele și picioarele mele și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Penitența lui arde păcatul lumii. Citind acest psalm, reactualizăm penitența lui Hristos însuși. Psalmul 31 este un psalm cu putere de întărire. Fericiți cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ferice de omul căruia Domnul nu-i socotește greșeala. Psalmul 50 este cel mai important psalm al penitenței. El conține și sugestia arderii păcatului, dar și imperativul iertării ca ultimă șansă a purificării. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea.
Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Psalmul 141 este psalmul asumării sacrificiului de sine spre ridicarea celor părăsiți și spre transformarea singurătății în șansă. Cu glasul meu către Domnul am strigat. Cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Psalmii desăvârșirii sunt psalmii 45 și 118. Psalmul 45 este un psalm al practicii spirituale. Adevărata sănătate nu este o problemă medicală, ci sufletească. De aici reiese și importanța acestui psalm al ascezei, unde găsim scris: Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întrunecazurile ce ne împresoară. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Psalmul 118 este un tratat de medicină, de înțelepciune și de mistică. El reamintește secretul restaurării omului, interiorizarea legii revelate și cauza bolilor, încălcarea legilor universale. Cele mai importante legi universale pe care le încalcă omul sunt iubirea de Dumnezeu și iubirea de semen. Această încălcare se numește agresivitate, egoism, mândrie, furie, vanitate, osândirea aproapelui și neputința iertării. Tendința omului de a-și elimina semenul are ca urmare și ca avertisment o îmbolnăvire. Blestemul, blasfemia, ura, osândirea au ca primă urmare o cefalee, o dereglare endocrină sau circulatorie, o scădere energetică. Psalmul 118 ne trezește în memorie detaliile legii, rememorarea lor continuă întru deplina sănătate a trupului și întru iluminarea minții. Trebuie spus că nu numai psalmii selectați de noi în acest material au o acțiune benefică pentru sănătatea și salvarea noastră, ci toți ceilalți psalmi. Aceste scrieri conțin coduri puternice, enigmatice, pierdute uneori de noi, oamenii moderni. Regăsirea lor cere o muncă aproape ascetică, dar de fiecare dată bine răsplătită. Psaltirea este o carte care a ocupat și ocupă un loc central în spiritualitatea ortodoxă și de aceea se cuvine să o prețuim și să o folosim și noi, precum au prețuit-o și au folosit-o moșii și strămoșii noștri, secole de-a rândul până astăzi. Cine citește psalmi, imită pe îngeri și cântă împreună cu ei.